Ai vrut în audiență la Filip și te-a prinit un consilier al lui, da? Da. Dar tu îți dai seama, ei nu știu că viceurile nu pentru invalizi la gări. Piste, nu știu dacă n-am mai auzit că încă nu a fost și nu știu că autogările în Moldova se închid la ora 12 și îți vrei acolo ca în subsol, ajung subsolul mai... Și el de consilier e ăsta că nu știi ce se întâmplă în țară. Apoi el sonera, de unde știi tu tătea este, mă întreabă. Am ajuns și am avut nevoie, da? Și ce, eu promis că o să intervină și o să fac. Am dus că la luni s-a spunea, nu cred. Ei, măi, campania electorală, găsesc ei bani de undeva și să apucă, să facă, să arăte la televizor. Posibil. Oare nu crezi? Da, Doamne, să facă asta, nu fac pentru mine, fac pentru toată lumea. Înțelegi? Că vine și mama ta, și mama lui, și fratele lui, vine la Chișinău din depărtare și când intră în zgara aceea, înțelegi? Și de până la 12 și iese ultimul dispecer. La revedere. Și nu, iese ultimul autobuz la București, îi dă actele, cheamă valigarde, cheamă asta poliția, de toată lumea afară ca pe niște câini și închide autogarul ca când e casa ei. Cam așa au fost și în Portugalia într-un oraș, m-au dat afară la miezul nopții. Se pare că așa e tradiția în lumea asta. Nu știu, dar într-adevăr nu e prea civilizat. Eu am înculătorit toată lumea asta și unde n-am fost, mai ales în gările astea de tren, întotdeauna... Care sunt mai mari, cred, și unde au curse și noaptea. Cred că ai fost un orășel mai mic. Da, era un orășel de marginea Portugaliei. Aici e un gospodar și-a parcat mașina pe trecere de pietoni. Domn Jovian, da, domnul Filip, unde este? Pe aici se zice că da, eu nu știu, eu lucrez aici, în partea asta. El lucrează pe teritoriul la guvern, nu știi pe unde este Filip. Guvernul a pus aici balustradă să nu cazi de pe scări. Dacă ați poți coborâi de pe scări când ai nevoi speciale, nu s-au gândit să bage ceva pe mijloc. Cineva să te ajute. Nu și mașinuța au sărași funcționari, da, de la guvern. Ce-ți faci? Lexus, BMW, da, păi și Dacia Duster, asta e de serviciu, cred că. Eu le întreb, cine de lor așa mașină? De multe ori. Mă, tu și Tamara, nu vezi că se laudă, că îi întrețin părinții, că nevasta lucrează pe psihotare. Da. Acum, aista Ghelețchi spune la tăți credincioși de Moldova, el trăiește pe banii lui mamă, pe banii lui soacră. Dar cum ai dus? Și Dodonul zic părință îl întrețină. Da. Niște mincinoși. Niște mincinoși, dar ăsta chiar e Iuda din Parlament. Da, care e? Ghelețchi este. Deci are... zici eu dacă e credincios? Credincios? Ești credincios și e plină lumea, dar e... s-o să ducă fundul iadul. Ia că credincioși o să-l votez în Statele Unite. Doamne, să-l votez, vă spun la toți credincioși. Nu vă uitați că ăsta e Iuda din Parlamentul Republicii. Dar și te-o trădat și ți-o făcut. Nu o trădat, el o trădat pe toți credincioși. Așa și mătare și credincioși. Da, eu am fost credincioși și credeam tot că Dumnezeu dă tot ce la biserici lor. Când am văzut ce fac, am învățat să fac protocoale de amuse biserici. Dar păi știți protocolul, că nu înțeleg. Ca să mă tăi afară de biserică, că nu-mi place. Că am intrat o leacă și eu în politică. Știți, spun dreptatea ce se face în lumea asta. Și-a și criticai pe el? Sau? Nu criticam, am venit la grevile astea când am fost. Înțelegeți? Și el era cu guvernare, dar protestele erau împotriva guvernării. Rog toți credincioși din toată țara noastră și de pe Trutini, nu au votat ca este Iuda din Parlament, ca
care spune că trăiește pe banii lui Faxa. Ce-a făcut el, să arăte ce-a făcut el pentru credincioși, bacă, o niscat-o în pas de când e în parlament. Ce-a făcut? N-a făcut nimic, n-a ascultat. Oameni buni și frați, surori. Dar în parlament trebuie să ai grijă tuturor cetățenilor, nu numai credincioși. Da, dar dacă vrea să facă, las să facă ca în România, cerc de rugăciune și să roage pentru țara asta și să le spuie cum trebuie să o conducă, că e tot spus de Dumnezeu, dar conduc după voia lui cel rău, împreună cu Ghelețchi, cu aista deputat, atâția ani, că lui îi permite celea în țara asta și duce la biserică și da, întrebați-l măcar, o dus un cadou de Crăciun pe nou la o familie măcar. Întrebați-l, da, concret să vă răspunde. Păi poate la vreo una și-o dus și-o făcut dus fotografii. Nu a dus la nimeni, eu l-am întrebat. Fotografii și-o făcut. Eu l-am întrebat, răspunde-mi, te rog, cui ai dus tu? Păi nu a vrut să laude, poate a vrut să fie modest. E modest? Modest, noi toți poți, dar eu am luat la tete bisericile baptiste din Chișinău și pentecostale. Am dus câte o cutie de 10 kg de prune făcute de mâinile mele. Mm-hmm. Man. În biserica din Crușeni s-a dus Suțul. Dar pe și e ortodox. Nu, este și ortodox. A, este și baptist. Baptist. Dar la pochi din Moldova, vă spun sincer, dacă nu o să mergeți pe calea spre Dumnezeu, o să fiți îmbrăcați și atunci și guvernul o să fie îmbrăcat în alte haine negre și voi. Dar lumea cu ciomezile a să vă mâne de urmă. Ajunge bătaie de joc de lume. Faceți coruri de copii în mizerie, ca în România. Faceți coruri de bărbați și femei. Faceți și conduceți lumea după Evanghelie, după Biblie, dar nu după buzdarele voastre și aveți acolo câte cu 2-3 femei, 2-3 bărbați, vă cât Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dar poate nu se duce lumea la biserică și n-ai și nu faci cor. Se duc lumea la biserică, trebuie să o organizeze. Să o organizeze. Se duce și vede și mașina are popa și nu mai vrea. Dar păi popa Andrei de la noi se laudă în toată lumea că el a ușit tot Crușeniu. Cum a ușit? El așa se laudă. La tăți că el e de ăsta bâmpșul afganist. Dar el nu e afganist. El a slujit la graniță. În Fergana, la graniță cu Afganistanul. El în Afganistan nu a fost. Și îi bagă pteț în boală de Crușeni. Înțelegi? Ia ca de când are. Dar el e șinul arșiriului. Vladeca aici din Chișinău, arșiriul Moldovei, apoi și popa Andrei de la noi din sat, e șinul lui. Și el și... Cum să fie șin dacă ăsta, Vladeca, metropolitul, e călugăr, el nu-i însurat? Eu nu știu, așa am înțeles de la oameni. Ei, bârfi, dar ce-a mai făcut? El a stricat patrimoniul. El a stricat biserica cei vechi. Am văzut că o lățit-o, dar nu. Și cruci-o pus el sus acolo, cui pai mă și nu scrie. Ce-a făcut, ce-a făcut. XP sau ce scrie. Bisericuța a fost construită în anul 812. Vechi? Da. Aici e patrimoniul, a fost, care pentru asta eu fac chestii la pușcărie. Dar de ce nu l-ați denunțat, n-ați spus nimic? Fiindcă aceea care că m-am dus eu la biserică, aceea doamnă care cântă lui, Doamne miluiește, Doamne miluiește, buzunarul lui popa Andrei, a luat și m-am vârlit tot cu coleasca pe ușă. Bun, dar poți să te duci la poliție, la procuratură, scrii plângere, fără ca să intre la biserică. Eu îi spun lui ceasa la ștepte. Eu i-am dat tot răgasca la ești. Că el de mult a făcut biserica aceea. O lățit-o. El a pus oamenii bătrâni și s-a iscălit. Înțelegi? Dar asta care îi cântă Doamne miluiește. S-a iscălit că și? Că dă voie să distrugă biserica veche? Da, el dus din nas. Asta a pus la da, care... Da, dar legea îl obligă. Oamenii poate să dea voie orice, dar legea îl obligă să păstreze un monument. Și asta o trebuie să o păstreze. O trebuie să ia pământ la vale
Au făcut frumoasă biserică. Iar am văzut câte case din prejurul pus mâna pe ele, da, de-a da, trebuia să facă și patrimoniul bisericuța cei mitic cum au fost făcute, să păstreze, să păstreze, că așa se păstrează monumentele. În toată lumea. Monumentele, deci se păstrează, da, statul trebuia să aibă grijă. Să iei pământ, să construiască lucrurile frumoase care le-au făcut el, biserica, dar nu trebuie, dacă pentru că o scad, biserica și să-l aibă cu Jeniu, a să ducă după 12 ani la pușcărie el. Dar vezi că-i bătea proporul lui Țuțu să plătească el o biserică la Țântărimul cel Nou. Să construiască acolo. Dar păi Țuțu... Ar vrea popa încă o biserică, nu? Dar păi de ce nu? Că la noi bisericile vine societate în buzunare lui popa. Și la buznarele... metropolit, și la patriarh. Și în buzunare lui Plahotniuc și la... Crezi că are și Plahotniuc din biserică? El da, are el... legături, mai mult nu-i trebuie. El are din tet. El din Vinzavoade strânge... Nu cred că Plahotniuc crășuiește bisericile. Ascultă încoace, că el nu crășuiește, lui singurul duc. Nu-i tot așa? Apoi, da, ascultă încoace. De la Vinzavoade are taxă, de la businessmenii ăși care... De la Vinzavoade e cei mai mari taxă. Vreți spui, că n-ai de unde să știi, ce ai dovezi? Am dovezi. Dacă vreau, e duc. Plătesc businessmenii eșlanți, care mai jos de Vinzavoade, din tete, au, la fiecare are taxa lui, lunară. Popa din sat e rău, ăsta, Ghilețchi e rău, Plahotniuc e rău, cine-i bun? Cine-i bun? Românii-s bun. Trebuie ei, unire da, cu România. Care? Liviu Dragnea-i bun? Sau Călin Popescu Tăricianu? Unire cu România trebuie și atunci o să scăpăm tete urgiile. Am înțeles cheza, mă, tare, mulțumesc. Te duci la lucru iară, da, în stradă? Mă duc la lucru, să vii șeful poliției rutiere, să mă facă de pădătură. Dar pregătește camera și înregistrează, prinde-l și o să ai dovadă. Bine, plec. Sănătate, o zi bună. Hai, așteptăm și turul de-a masă, ați blochez și vama. Aștept răspuns de la da, guvern. Aștept... Dar dacă nu va fi blocat și vama.